Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2022 Mod Showcase, după cum v-am obișnuit. Dragilor, după cum se vede, avem un nou tractor aici dat de sponsorii noștri. O să vă zic în zilele viitoare, când o să mai prezentăm și alte utilaje, o să vă spun și cei care sunt sponsorii noștri de ne ajută să avem asemenea utilaje și să le promovăm ca să le puteți cumpăra mai departe și să le aveți în fermele voastre sau fermele dumneavoastră, cum preferați. Aici, în episodul de astăzi, o să vă prezint un clas care arată mai Renault așa, dar cred că este făcut în colaborare cu cei de la Renault. După cum se vede, este și John Deere-ul pe care l-am avut noi până acum pe acasă, dar l-am cam lăsat deoparte pentru că am zis să luăm și alt tractor să mai testăm. Și avem aici și un tank, un tank din ăsta care poate fi umplut cu apă. Și hai să-l punem în mișcare, zic eu. Tractorul ăsta prinde undeva la 42 de km pe oră viteză maximă, dar eu nu o să-i dau 42 km la oră pentru că n-are rost, dar vreau să-l văd puțin cum o să stea pe la mine prin curte, dacă ar fi să am un asemenea tractor. Pentru început, până să ajunge la mine acasă, vreau să vă arăt cam cum ar arăta el. Vreau să vă arăt mai întâi ce preț are. Dacă ne uităm la un tractoraj din ăsta pe care vreți voi să-l cumpărați, ne uităm așa, ar fi un preț de 55.000 de euro. Nu este scump deloc. Dacă băgăm și opțiunile, ar trebui să avem un 55.500 configurații roată, ne-am duce până în maxim 65.000 cu toate modificările pe care le putem face acestui tractor. De altfel, avem tancul acesta care, sincer să fiu, arată foarte bine. Nu are nimic special, în mod special, ca să zici că face ceva anume, decât poți să care apă cu el și să-ți hrănești animalele sau să pui la sere. Cum avem noi cazul de față, vreau să mergem până la Neagelu astăzi să-i ducem apă pentru sere, pentru că avem acest tank pe care o să-l duc acasă să-l vadă. Și odată ce o să-l vad, atunci o să-l cumpere, cred. Dacă nu o să-l cumpere, atunci pare rău de el, dar eu aș vrea să-l cumpere pentru că are nevoie. Și dacă o să-l cumpere el, care, sincer să vă zic, nu știu dacă ar avea bani chiar atât de mult. Stați să vă zic cât costă și acest tank. De imediat unde-l găsesc aici. Este 1200 de euro. Este ceva cam scump, sincer să fiu, dar are 3000 de litri și atunci dacă are 3000 de litri, este justificat prețul. Vreau să vă cum stă pe la mine prin curte. Dacă pot să bag tractorul în curte, este mai mic decât John Deere-ul pe care l-ați văzut, clasul acesta, dar este un clas care merită să fie în curțile dumneavoastră. Dăm și o poză, pentru că vreau să arate totul mișto, ia că dăm puțin mai în față, ca să fie totul bine. Și vreau să prind o poză aici cu animăluțe, cu tractoare, cu totul șmecherie. Și poate ne ajută bunul Dumnezeu și ajungem astăzi și la Neagelu să îi punem apă la serele lui pe acolo, de unde vom profita și noi și vom lua roșii, vom lua toate necesare pentru acasă. Îmi place modul, pentru cei care vreți și voi modul, să știți că puteți să primiți modul de tractor dacă înscrieți numele clas. Dacă scriți exact așa cum scrie aici, CLA 2DA și un S, CLASS,
De fapt, Class cu 2 de A și fără 2 de S, nu știu de ce am zis eu cu 2 de S. Dacă îmi scrieți codul acesta Class, o să primiți linkul la tractor. Iar dacă îmi scrieți la remorcă, numărul de înmatriculare pe care îl vedeți aici, cred că se vede 548YPT. Acesta este numărul de înmatriculare la tancul nostru aici, care primește apă și nu știu dacă poți să transport și altceva din afară de apă, dar cred că se poate. Și mergem să-l umplem cu apă. Nici nu știu de unde să iau apă. De pe unde avem noi apă, dacă mă uit bine pe tabletă, nu prea știu eu pe unde am avea noi apă. Știu un loc cu apă, dar locul cu apă e departe, e tocmai la pădure, în partea ailaltă. În altă parte nu știu să fi văzut apă. Mai pe aproape, mai pe aici, nu cred că este apă absolut deloc. Și atunci, cam nașpa situația noastră. O să mă duc până la urmă la pădure, o să mergeți și voi cu mine să vedeți că mergem, facem sacrificiul acesta și mergem la pădure să vedem care este treaba. Între timp vreau să vă arăt, cei care n-ați văzut episodul, bine, cred că nici n-a apărut încă episodul pentru că încă nu l-am filmat, vreau să vă zic că biserica s-a acoperit pe partea din față, altarul a fost acoperit. S-a acoperit cu un lemn foarte, foarte gros și masiv care protejează biserica pe interior foarte, foarte bine de razele luminii și cred că o să arate mult mai fain în felul acesta. Imediat vă arăt să vedeți și voi, cei care urmăriți seria de mod showcase până la capăt, o să vedeți toate lucrurile interesante. Uitați-vă că nu trebuia eu să vă dau încă de la început așa zisele, cum le spunem, coduri, dar o să vă mai dau un cod acum pe lângă care să includă și cele două moduri, ca să nu puteți să le descărcați dacă n-ați văzut până la capăt videoclipul. Adică voi ați primit acum două coduri, dar o să mai adaug un cod ca să îi prindem pe cei care n-au văzut tot videoclipul și atunci o să fie mulți care o să scrie ambele coduri, dar nu o să-l scrie și pe al treilea, așa că fără al treilea mod nu le vor primi nici pe celelalte, așa că imediat mergem să luăm apă și revenim noi imediat cu cisterna cu apă, că nu vreau să vă plictisesc pe un drum care, sincer să fiu, chiar este plictisitor pe aici prin țarnă, nu prea arată destul de bine, dar până atunci vreau să-mi spuneți și mie în comentarii cam ce părere aveți de tractor. Merită descărcat, merită luat, credeți că ați fi bucuroși să-l aveți în fermă? Eu zic că da. Haideți că facem rost de apă și revenim imediat. Am făcut rost și de apă, am fost până la pădure până la urmă, s-a consumat ceva motorină, dar măcar acum o să vedem, clar nu o să ajungă, că mă gândesc că nu o să ajungă, dar măcar o să punem cât de cât serele pe picioare, una dintre ele, că cealaltă cred că o să mai aibă nevoie de apă. Dar am vorbit cu Neagelu și i-am spus în felul următor: bre, Matale, dacă nu stragi o sursă de apă mai aproape sau nu te unești cu vecinii tăi de pe aici să-ți faci o sursă de apă ca să ai pe aici prin prejur, nu știu dacă te ajută pe tine tancul ăsta de apă, s-ar putea să nu te ajute absolut deloc, așa că trebuie să-ți faci tu o fântână pe undeva și i-am zis că îi trebuie fântână neapărat, că altfel nu se poate descurca deloc. Să vedem acum ce putem rezolva. Din câte știți în episodul trecut, sau nu mai știu dacă o să-l vedeți acum sau deja l-ați văzut, cum i-am pus eu frumos în partea asta, i-am aranjat pe aici frumos prin curte ca să se vadă cât de cât mai mișto decât era înainte, pentru că voiam ca serele astea să fie cu totul speciale față de ceea ce ați văzut prin alte părți. M-am zis să-i așez cât de cât curtea frumos, că eu la viața mea, mie mi-ar fi plăcut să fi fost un designer, dar uite că nu m-a adus viața acolo și nu mi-a plăcut mie viața de oraș, că din cauza asta am renunțat la visul meu de designer, dar uite că pot să fac treaba asta și la oraș. Hai să descărcăm apa, nu o să o descarc pe toată pentru că nu vreau să descarc toată apa aici, vă lăsăm doar așa 41%, punem în partea asta la altă. Nu este chiar atât de greu de controlat, dar dacă vii cu un tractor mai mare s-ar putea să fie destul de greu de controlat cisterna. Plus de asta nici nu ai unde să te miști cu un tractor mai mare, de exemplu dacă aș fi venit cu John Deere-ul ar fi fost mult mai greu. Și mi-ar fi venit foarte, foarte greu să fac ceea ce mi-aș fi propus, adică să pun apă pe aici
Și atunci mai bine nu mai fac eu treburi din astea. Hai să vedem acum cum le punem în mișcare. Și avem în felul următor. Apa este chiar foarte puțină și pentru roșii și pentru salată. O să punem aici roșiile și în partea asta o să punem salata. După cum vedeți, deja a ieșit. Aici este salată și în partea asta sunt roșiile. Haideți să închidem și când o să fie gata o să bubuim de bucurie, pentru că o să avem o afacere destul de interesantă, zic eu. Chiar o să mă bucur să avem un aranjament din ăsta așa special pentru băieții noștri. În special pentru domnul Gelu, care ne-a ajutat cu toată treaba asta și a donat curtea cum ar veni pentru a face... Uite ce poză frumoasă și aici. Și aici arată, poza arată chiar mișto pentru un thumbnail. Că trebuie, știți că trebuie să facem thumbnail pentru fiecare episod și atunci poate găsesc pe aici pe acolo să mai facem câte o poză. Dragilor, pentru cei care vreți aceste moduri, dar nu v-ați uitat până la sfârșitul episodului, să știți că nu le primiți, pentru că acum o să primiți codul care vă dă acces și la codurile cele pe care deja le-am spus și codul pentru acces este cisternă. Cisternă, acesta este al treilea cod. Deci aveți primul cod, numele tractorului, clas, numele cisternei, numărul cisternei de înmatriculare care este 548YPT și al treilea este cisternă. Dacă scrieți cisternă, deja va deblocat celelalte două coduri, dar trebuie să le scrii și pe alea. Adică nu e ca și cum ar funcționa unul fără altul. Funcționează toate codurile independent. Înțelegeți? Trebuie să le scrii pe toate trei pe care le-am spus eu în acest mic episod ca să primiți tractorașul și cu cisterna. Știu, este cam greu, dar așa putem să combatem și noi oamenii care nu vor nici măcar să... care nu vor nici să caute pe internet, dar nici să vadă un videoclip de la cap la coadă cum să facă rost de un mod de care lor le place foarte, foarte mult. Așa că nu uitați să apăsați și voi butonul de like, nu uitați să mă susțineți în continuare ca să avem sponsorii în continuare și să producem utilaje noi pentru voi la super reducere. O să fac rost și de un cod de reducere ca să puteți să cumpărați utilajele la reducere. Până atunci eu o să aduc tractorașul acasă cu tot cu cisterna și o să le las pe aici pe undeva. Să vedem ce facem, cum facem. Poate în episoadele următoare o să avem utilaje și mai frumoase. Pentru utilajul de astăzi, pentru tot ce ați văzut astăzi, am primit suma de 3000 de lei, 2990 și ceva, 3000 de lei în capăt s-a primit pentru acest clas. Ca să țineți minte, este 3000 de lei suma pe care am primit-o. Și bineînțeles trebuie să ținem cont faptul că acest tractor poate fi folosit cu ușurință la terenurile pe care le avem noi pe aici prin sat. Dragilor, cam asta a fost. Noi ne vedem data viitoare la un nou episod și până data viitoare eu nu vă urez decât numai baftă! We'll be right back.